Era seară. Pe dealurile din prejurul Betlemului pășteau turme de oi. Un grup de trei ciobani legea lângă un foc mare de vreascuri. Era liniște. Numai greierii mai cântau o neagră noapte. O oaie, două oi, trei oi, eu cred că o să ador. Caleb, dă o tură până la staul, cred că iar dă lupul târcoale, spuse Amos, un cioban în vârstă. Le trage obii dacă crea vreun lup, spuse alt cioban pe nume Lezar. Nu se știe, voi sunteți tineri, dar eu acum 20 de ani, când păzeam o turmă de oi pe muntele lui Efraim, am avut pagume mari de la acești lupi. Câte oi mi-au furat, groaznic amintire. Bine, Amos, dar eu cred că Ciobi își face bine treaba, spuse Eleazar cu un căscat. De lume scapi, dar să vezi când vine un leu, fugim și noi, dar și credinciosul nostru câine, Ciobi, râse Caleb. Nu zic nu, dar știți povestea regelui David când l-a atacat leul ăla când păștea turma bătrânului Iese, nu-i așa? Ha? Așa trei păstori au adepărat povești și amintiri la umbra focului ce ardea jucăuși. De când în când, Amos mai punea niște fân sau mărăcini. Amos! Tu vezi ce văd și eu? Uite! Cerul! Spuse și Lazar mirat. Într-adevăr, cerul se luminase, iar peste tot în jurul lor era lumină. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Aoleu, văd ceva pe cer, un înger, spuse cu spaimă bătrânul Amos. O să murim, strigă Caleb, dar îngerul i-a spus. Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, i s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfățat în scutece și culcat într-o esle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cirească, lăudând pe Dumnezeu și zicând. Slavă lui Dumnezeu, în locuri pe înalte, și pace pe pământ pentru oamenii păcătoși. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții. O minune! Și acum tremur, zise Eleazar. Ce splendoare, a spus Caleb. Voi ați văzut ce de îngeri au cântat? Ce mai stați? Haideți să mergem până la Betlehem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul, a strigat Amos. Cu oile ce facem? Spuse în șoaptă Eleazar. Nu ziceai tu că l-avem pe Ciobi? Spuse râzând Caleb. Domnul va purta de grijă! Haideți! Spuse Amos, care deja alerga pe drumul spre Betlehem în ciuda vârstei lui. Hai, Lezar, îl lăsăm pe bătrân să ne întreacă! Glumi Caleb și-o rupse la fugă după Amos. S-au dus în grabă și exact cum i-a spus îngerul, l-au găsit pe prunc într-o esle și pe Iosif cu Maria. Slavă lui Dumnezeu, a exclamat Amos. Bunicul avea dreptate când îmi citea din Isaia, Mesia s-a născut. Și cu o voce tremurândă, a început să spună vechea prorocie de sute de ani. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, Domn al păcii. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care au întocmai cum ni se spusese.